zi de sabat. Pentru astăzi, împreună, vom studia din Cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, despre lumina pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Lumina pe care ne-a fost dată din belșug. Și așa cum scrie în Cuvântul lui Dumnezeu, lumina aceasta luminează întreaga lume. Ne bucurăm că suntem sub acest har și nimeni dintre cei care trăiesc pe Pământ nu pot să spună, eu nu sunt sub această lumină. Eu nu beneficiez de această lumină. Textul cu care am început, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Pun o întrebare. Care popor, care norod, care oameni sunt aceia care zăceau în întuneric și acum văd o mare lumină? Cine sunt acei oameni care au posibilitatea să vadă lumina? Noi. Noi suntem aceia care beneficiem de această lumină, care beneficiem de Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Avem un text din Matei Ioan, capitolul 1, din Ioan, nu de Anchei Ioan, Ioan, capitolul 1, versetul 9. Deci Ioan 1, 9. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Lumina aceasta. Haideți să descoperim lumina aceasta care a venit, care luminează orice om din lume. Cum se propagă, cum se duce această lumină. Domnul Iisus, în Matei, capitolul 5, versetul 14, spune: voi sunteți lumina lumii. Noi știm că Domnul Iisus este lumina lumii, dar Domnul Iisus spune despre ucenicii Săi: voi sunteți lumina lumii. În Fapte 13, Fapte capitolul 13, versetul 47, căci așa ne-a poruncit Domnul: te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile Pământului. Deci această lumină este Domnul Iisus. Domnul Iisus a încredințat lumina aceasta, a propagat, a dus lumina aceasta ucenicilor, deci a dat lumina ucenicilor. Ucenicii dau această lumină, împrăștie această lumină neamurilor. Aș vrea să luăm un exemplu din Vechiul Testament. Cum putem să ducem noi, sau cum au dus misionarii această lumină în era Vechiului Testament? Mai ales că iudeii considerau în timpul acela că Evanghelia sau Vestea Bună sau Mântuirea este dată doar iudeilor, doar pentru iudei sau printre iudei. Și aș vrea să citim din Iona, capitolul 1, versetul 2. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Ninive, o cetate mare, cu foarte mulți locuitori pentru timpul acela, o cetate care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, sau care avusese ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu, dar n-au primit sau n-au trăit lumina pe care Dumnezeu le-a trimis-o. Și Domnul se folosește de un om și spune: scoală-te, du-te la Ninive,
cetatea cea mare. O cetate mare, trebuia să mergi 3 zile prin ea, era peste 120.000 de locuitori în timpul acela. Oameni înțelepți de altfel, dar Domnul spune, nu știu să deosebească stânga de dreapta. Adică nu puteau să facă deosebire între adevăr și rătăcire. Între adevăr, cuvântul lui Dumnezeu și neadevăr. Nu făceau deosebire între ce este sfânt și profan. Deci, un popor care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, o cetate care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Dar o cetate prețuită în ochii lui Dumnezeu. O cetate care, pentru care Domnul Iisus și-a dat viața. O cetate care trebuia să audă cuvântul. O cetate care putea să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum scrie în cartea lui Iona, el despre el, și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Ce face acest om când aude cuvântul direct adresat? Scoală-te, du-te la Ninive. Știa Iona unde este Ninive? Poate că n-a fost niciodată. Dar ce a spus Domnul? Cetatea cea mare și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Ce știa din această introducere? Ce știa Iona? Cum este cetatea? O cetate mare, o cetate care luptă împotriva lui Dumnezeu pe față, păcatele oamenilor, răutatea oamenilor a ajuns până la cer, până la mine, spune Domnul. I-a picat bine, i-a căzut bine lui Iona, auzind această însărcinare? Nu. Cum a primit această însărcinare? Caută să fugă. Foarte interesant. Ce s-a întâmplat? Până și copiii cunosc această istorioară cu Iona, dar câteva detalii aș vrea să le amintim, câteva aspecte să le luăm în discuție. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năvraznic și a strânit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Ca de fiecare dată și Apostolul Pavel când mergea pe mare, și ucenicii când mergeau pe mare, și marinarii și călătorii când merg pe mare, apar furtunile. Diferența de temperatură provoacă vânturi și furtuni. Dar de data aceasta era o furtună provocată nu de elementele naturii, ci parcă această furtună, după ce reiese aici, era venită tocmai ca o mustrare, ca o avertizare pentru Iona, din partea Domnului. Se duce, se așează în corabie, ca și când ar fi vrut să uite. Să uite de absolut tot ce, de toată misiunea, tot ce i-a încredințat Domnul. Dorea să se afunde undeva, nu? Pe fundul corabiei și să nu fie implicat în nimic. Erau oameni care munceau din greu, vâsleau. Atunci erau corăbii care trebuia să dai din vâsle să mergi. Nu erau motoare. Haideți să citim ce spune versetul 5. Corăbierii s-au temut și au strigat fiecare la Dumnezeul lui. Corăbierii, deci echipajul, a început să strige. E ceva supranatural, peste puterea noastră. Erau corabii care transporta mărfuri, care transporta călători. Nu era ceva deosebit pentru ei. Dar de data aceasta, era un misionar. Un misionar la bord. Dar misionarul acesta nu-și făcea datoria și acum Dumnezeu dorea ca el să-și facă datoria în împrejurări mai vitrege. Chiar critice. Echipajul, capitanul, încearcă să discute. Măi, e ceva peste puterea noastră. Nu putem stăpâni corabia. Au început din punct de vedere omenesc. Iată ce spune. Au aruncat
în mare uneltele din curabie, ca să o facă mai ușoară. Lucrurile lor de preț, până cele mai importante lucruri ale lor, au fost aruncate. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit sus. Pentru el nu conta ce se întâmplă în afară. El avea un singur scop, să fugă de Domnul și să nu ajungă la Ninive. Nu este plăcut firii pământești, fii omenești, să împlinească voia lui Dumnezeu și căuta să amâne, dacă nu cumva să anuleze dorința lui Dumnezeu. Împlinirea dorinței lui Dumnezeu. Peste tot, pe punte și în camerele corabiei, era zadar. Până la urmă, cârmaciul s-a apropiat de el și a zis: ce? Dormi? Tu dormi? Ție nu-ți pasă? Știți experiența învățătorului? Ție nu-ți pasă că noi pierim? Experiența ucenicilor. Cârmaciul merge și întreabă: dormi? Scoală-te și te roagă! Cum poți să dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău! Strigă la Dumnezeul tău! Roagă-te la Dumnezeul tău! Dumnezeii noștri nu ne ascultă, înseamnă că Dumnezeul tău, deci era singurul care mai putea să-i salveze. Scoală-te, roagă-te la Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Roagă-te la Dumnezeul tău! Și acum o ocazie pentru Iona să predice acolo unde el nu dorea să scoată niciun cuvânt. Nu dorea să-i spună nici cârmaciului, nu dorea să-i spună nici echipajului, nici celorlalți pasageri care călătoreau. El nu dorea să spună nimic despre Dumnezeu. Să tacă, să mănânce și să doarmă. Deci să-și... pentru el. Cunoștința adevărată lui Dumnezeu o ținea doar pentru el. Și nici de cum să ducă, sau să ducă această veste, această misiune la neam. Au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. După ce l-a sculat și s-au pus, nu, toți pe punte, să discute din pricina cui, ce se întâmplă. Au tras la sorți. Și sorțul a căzut pe cine, credeți? Pe Iona. Și Iona trebuia acum să mărturisească. Iona nu mai avea nicio scăpare. El trebuia să spună cine este. Pentru că atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea asta. Ce meserie ai și de unde vii? Care îți este țara și din ce popor ești? Trebuia să mărturisească el despre el și despre misiunea care i-a fost încredințată. Eu sunt evreu. Și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscată. Începe el să predice acum în condiții mai puțin plăcute. Nu? Furtuna va lăsa corabia până la scufundare. Mă tem, deci sunt evreu, dar mă tem de cine? De Domnul Dumnezeul Cerului, care a făcut marea și uscatul. Ce se întâmplă cu oamenii? Când au auzit că este robul, slujitorul lui Dumnezeu, se teme de el, pe oamenii aceia a apucat o mare frică. Pentru ce ai făcut lucrul acesta? Ei și-au dat seama, scrie în versetul 10, căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el: să fugi de Domnul. Păi ce cuvântitor. Și Domnul merge după el. Dacă vei fi prin ape, eu voi fi cu tine. Unde voi fugi departe de fața Domnului? Se pun în întrebările biblice. Unde voi fugi? Dacă voi locui, dacă voi merge în fundul mărilor. Iată că tu ești acolo. Dumnezeu era după Iona. Și prin împrejurări, da, pregătite de Dumnezeu,
Iona trebuia să mărturisească. Ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. Ce să-ți facem? Spune tu, tu ești robul, ești omul lui Dumnezeu. Ce să-ți facem? Luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. S-ar putea, și acum trecem la zilele noastre, să luăm aceste versete și pentru noi, bună întrebare. S-ar putea ca din pricina noastră, a noastră celor prezenți, să vină această mare furtună? Pentru că noi suntem liniștiți și trebuie să vină ceva care să ne clatine, să ne miște, să ne zguduie, să ne trezească din somn. Iona dormea, spune, și a venit o furtună. Și n-a auzit. A venit până la urmă un om și a spus, trezește-te, spune-ne ce e cu tine. Mărturisește cine ești. Care ți este meseria, misiunea, datoria și de ce nu o împlinești? Frații mei, poporul acesta, așa cum citeam la început, zăcea într-o mare întunecime, da? Dar a venit o mare lumină. Pentru ei, cei de pe corabie, a fost Iona. Iată cum ajunge Iona la Ninive. Foarte interesant cum lucrează Dumnezeu. Iona mai întâi se roagă Domnului și spune în felul următor. Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sângele nevinovat. Căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Oamenii aceia și Iona au început să se roage. Iona se ruga să nu piardă oamenii, oamenii se rugau să nu ne pierzi, Doamne, pentru omul ăsta care nu-și face datoria, care fuge de fața Ta, care nu împlinește cuvântul Tău și care a ajuns o povară pentru noi. Noi nu-L mai putem ține lângă noi. Omul acesta nu mai trebuie să stea lângă noi. Ne-a spus deja, noi am înțeles, acum să meargă în altă parte. Oamenii vâsleau ca să ajungă la uscat. Dar nu putea să ajungă pentru că marea se întărâta din ce în ce mai. Și mai. Și mai. Trebuia să iau o decizie. Apoi l-au luat pe Iona și l-au aruncat în mare. Și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruiți. Vă dați seama? Au făcut jertfe, au adus jertfe, oamenii aceia, Domnului, au adus jertfe, prin cuvântul spus de către cine? Prin cuvântul mărturisit de către Ion. Mai departe, ce s-a întâmplat? Ne spun copiii. A venit un pește mare. Și ce s-a întâmplat mai departe? L-a luat pe Iona. Și unde credeți că l-a dus? Unde l-a dus? La Ninive. Și a ajuns la timp. Și Dumnezeu trebuia să-și facă, să-și împlinească datoria, da? Dar el acolo se ruga. Și 3 zile a stat în pântecele peșterului și a început să se roage, să-și mărturisească păcatele, să se căiască. Și Domnul a ascultat. Vreau să citesc versetul 9. Iona 2:9. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Deci, iată, el se gândea acum, nu doar cei de pe corabie să aducă jertfe Domnului, și el va aduce jertfe. Deci se consacră, se închină lui Dumnezeu. Versetul 10. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe el pe pământ. Merge, a ajuns la Ninive, începe și predică și spune cuvântul, dar
Vedeți? Eu nu aveam nevoie de o pocăință. Nu poți să spui oamenilor ceea ce tu nu crezi sau ceea ce tu nu trăiești. După 3 zile de rugăciune și post, după 3 zile în care el și-a mărturisit păcatele, era capabil de data aceasta să spună și celorlalți. Iona nu era cu nimic mai bun decât cei din Ninive. Să nu credeți. Dacă fugi de Domnul, dacă te ascunzi, dacă nu împlinești cuvântul său, ești la fel de neîmplinitor al cuvântului ca și ceilalți care îl împlinesc. Și Iona merge și predică 40 de zile. 40 de zile merge pe străzile orașului Ninive și predică, dar la predica lui oamenii au ascultat. Citim în Psalmul 43, versetul 3. Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Deci Iona se ruga acum ca Domnul să-i dea izbândă. A ajuns în Ninive. Predicând în Ninive, mărturisind pe Dumnezeu, în cetatea aceasta, iată ce ne spune. Iona 3:5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Iată cum intra, cum înainta Iona în Ninive. Oamenii aplicau cuvântul și se gândeau. Dacă ne rugăm, dacă ne mărturisim păcatele, dacă postim, dacă ne rugăm în continuare, timp de 40 de zile, oare Domnul nu își va schimba părerea, nu va schimba sentința? Ei, în zelul lor, de a face ce spune Domnul, iată ce ne spune. Și a trimis să dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și a mai marilor lui, următoarele, oamenii, vitele, boii și oile, să nu guste nimic și să nu pască, nici să nu bea apă deloc. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Domnul și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Și-au dat seama acum de starea lor și au început să postească, au început să se roage, au început să-și mărturisească păcatele, au început o schimbare în viața lor și ei spunea aici să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Credeți că a fost ceva formal? Credeți că a fost ceva doar așa de suprafață? Pocăința, căința celor din Ninive? Nu. Versetul 10 spune, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le facă și nu l-a mai făcut. În 40 de zile, în 40 de zile se poate pocăi, se poate converti un popor. Un popor. Dar cu ce au început ei? Prima dată, un avertisment. Un avertisment din partea Domnului printr-un misionar. Da? Misionarul acesta, la rândul lui, trebuia să fie și el convertit. Misionarul fiind convertit, a putut să convertească cu ajutorul lui Dumnezeu o cetate. Toată cetatea aceea a fost salvată. Vitele n-au murit de sete și de foame. Oamenii n-au murit pentru că s-au umilit. Oamenii au crescut în ochii lui Dumnezeu și viața lor a fost prețioasă. Întrebarea pentru noi. Dacă s-a putut atunci,
Pentru noi astăzi mai este nevoie de o reformă în viața noastră, mai este nevoie de o convertire, mai este nevoie de o pocăință, avem nevoie de un post, avem nevoie să ne mai îmbrăcăm și în saci și să ne presărăm cenușe, sau e valabil, sau a fost valabil doar pentru poporul acela căzut, decăzut, cufundat în păcate. E nevoie de o pocăință în poporul lui Dumnezeu? E nevoie de o reală convertire în poporul lui Dumnezeu? E nevoie de un post în poporul lui Dumnezeu? Domnul spune că este. Acum, dacă Domnul spune că starea Laodiceanului este încropită, că starea din poporul lui Dumnezeu este o stare de plâns, înseamnă că va trebui să luăm seama. Câte zile Iona a predicat? 40. În 40 de zile se poate. Ce ați spune dacă ne-am alege și noi să punem în fața noastră timp de 40 de zile? Doamne, haideți să ajută-mă și pe mine. În 40 de zile, ajută-mă să nu mai vorbesc ce nu e după voia ta. Să nu mai citesc, să nu mai analizez caracterele altora, să nu mai citesc alte cărți care nu sunt inspirate, care nu sunt aprobate de tine. Haide să nu mai văd ce nu vrei tu să văd. Să-mi leg ochii, să nu văd lucruri deșarte. Să-mi... nu, urechea. Să nu mai audă lucruri nepotrivite. Și putem spune și noi. Și cine știe dacă nu se va întoarce Domnul? Și ce se întâmplă după o pocăință? După o convertire? Ce are loc? Frații mei, așteptăm Duhul Sfânt. Ne place când citim despre apostoli. Cu minuni. Că și umbra lor, dacă trecea, da? Își așezau hainele să calce apostolii peste ele, ca să poată și ei să fie vindecați. Ce minuni s-au făcut atunci. Dar aceste minuni, astăzi nu se mai fac în felul acela. Dar nici convertirile nu se mai fac în felul acela. Nici, dacă vreți, starea bisericii primare, într-adevăr, la început, mai umiliți, mai neștiuți, mai neșcoliți, mai nepregătiți. Dar era după voia lui Dumnezeu, frații mei. Astăzi spune să urmăm dragostea de la început. Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te la dragostea din tâi. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Dacă noi vedem această lumină, dacă vrem să trăim această lumină, poate Domnul Iisus să spună, voi sunteți lumina lumii. Oamenii pot să spună și oamenii vin să ne pună întrebări. Cine ești? Care este misiunea ta? Împlinește misiunea. Trăiește aceasta. Apostolul Pavel, Saul, pe atunci, a văzut o mare lumină. După Fapte 26, vreau să citesc acest verset. Fapte 26, versetul 13. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a care strălucire întrecea pe soare. Apostolul Pavel a fost influențat de această lumină. S-a lăsat convins, ca să nu spun constrâns, și a urmat. N-au fost multe cuvinte. N-au fost multe sfaturi adresate lui Pavel. Dar el a văzut o mare lumină. Psalmul 36, versetul 9. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Deci iată-L pe Domnul, care este lumina lumii, prin lumina Lui putem să vedem și noi lumina. Să ne ajute Domnul pe fiecare parte ca lumina aceasta, care luminează orice om, să o acceptăm în viața noastră. Acceptând lumina în viața noastră, devenim un misionar activ.
un misionar, așa cum au fost apostolii, cum au fost slujitorii lui Dumnezeu în decursul veacului. Dacă lumina aceasta luminează orice om venit în lume, să lăsăm să lumineze și în viața noastră și să ne descopere tot ce e după voia lui Dumnezeu și tot ce e după voia lui Dumnezeu să rămână și să conducă, să ne conducă viața noastră.